Ai voie acum? Acum cât îți dă voie, domnul antrenor? Cinstit. Hai, ca să poți să faci treaba jumate, al meu jumate. Nu. Să rămână mii de mulțumit. Hai să dăm cartonașul ăsta așa aici jos. Ăsta lăsați-l aici, că se vede foarte bine, nu? Uite. Să stea aici, că stă la... A fost greu acum, lăsând o lună și jumătate pregătire pentru un meci. Cam așa, da. Sincer, a fost mai mult psihic. Greu. Pentru că totdeauna m-am antrenat și corpul e pregătit. E obișnuit cu treaba asta. Dar psihic, pentru că cu gândurile să iasă bine... Și aceste 5 minute repriză de care s-a speriat, voi nu. Dar toată lumea spunea, știi ce greu e? Și eu mă gândeam, 5 minute, de la 3 la 5, ce poate fi mai așa greu? Și care e problema? Gândeam că... noi. Și te gândești, dacă e să mănânci într-una 5 minute, poate să... Da, ce greu, dar voi să stai. Zice, știi că e altceva, ce să fie altceva? Și mi-am spus tot, stai cu minte. Diferența cu este foarte mare între o rundă de 3 minute și 5 minute, chiar dacă apar 2 minute, pentru că atunci când obosești și nu mai poți, 10 secunde par o eternitate. Deci 2 minute în plus sunt foarte, foarte multe. Corect. Și sunt 3 reprize de 5 minute în care ai o luptă mult mai complexă față de box, față de kickboxing. Efortul este diferit. Trebuie să te strângi în brațe, să-l ții jos, să ai un efort mixt, nu doar un efort aerob. Și adică nu prea ai momente în care să zic, să tragi de timp. Da. La box, presupune, mai obosit, mai în brațe, mai... Ai trece timp. Dar aici, dacă l-ai luat în brațe, ăla vrea să te pună jos, să dea mai departe, știi? Ăla și atunci, de aceea, nu ai timpul ăsta de 5 minute, nu prea poți să tragi timp, să ai un timp să te relaxezi. Deci, tot deci o lună și jumătate, asta e mult, e puțin? Este la fix. Prea mult antrenament poate să te ducă într-o zonă de supra-antrenament, ceea ce nu este bine pentru sportiv. Există sportiv. Și așa ceva? Există și este o problemă foarte reală în toate sporturile de performanță, nu doar în sporturile de luptă. Chiar dacă, nu știu dacă ai urmărit Glință sau cum îl cheamă pe notătorul acela de 17-18 ani, a avut o problemă cu supra-antrenamentul în pregătirea pentru Olimpiadă. Chiar am văzut pe Antena 1 în jurnal, cred că cam acum un an, iar antrenorul i-a spus să nici măcar să nu mai intre în piscină o anumită perioadă ca să se depresurizeze. Corpul și mintea trebuie să treacă, nu trebuie să treci în supra-antrenament. Iar prea puțin timp, iarăși, nu poți să ajungi în vârf de formă. Acum, depinde de la sportiv la sportiv. Dar lasă-le, frate, hai să vorbim. Nu știu, dar ia zi, da. Hai, adu-te, rog, o bere. Uite, hai să facem o... Păi stai, are voie. Păi nu, stai puțin, că nu... Eu decid. Nu mai, să stăm așa în gândul. De bă, taie, ne antrenam. Săracuie la stat. Mai avem un moment pregătit aici, apropo de bătăi. Altceva de dulce? Da. Este un cadou pentru tine. Uite, vezi, iar, eu spun să ne relaxăm. Româna, mulțumim. Ce trebuie să fac asta? Ne pui la treabă. Sunt de șters parbrizul iarna. Fără probleme. Ăsta e L, de ce pe stânga? Da. Pentru bicicletă. Nu. Mărimea L. Ia încearcă. Deci bagă. Nu contează. Bagă ce mână vrei. Uite, acolo. Că poate n-ai... Păi cum, nu e pe stânga sau pe dreapta? Ajută tu, Ioane, să vrem. Stai, lasă să nu, că să mă strângă el. Să las că ne pricepem. Ce? Deci astea sunt mănușile pentru mea. Așa. Ca să lucrez. Dacă nu, nu deci sunt niște mănuși să-ți protejeze ție mâna, nu să-l protejezi pe adversar. Dar vezi că te încălțați, vezi că... Nu, e ok, Ia fiți atent, ia. Altceva zic. Dar nu merge să facem o regie, deci fii atent, mâna ta. Ia. Așa, și să țin eu doar de aici, știi, să nu să se vadă, știi? Adică să fie corpul tău și doar capul meu, mă gândeam. Să fac și eu o poză. Ia. Dar lui de ce? Dai, lasă, nu dă-mi tu mie pe aia. Pune-și tu pe dreapta. Dar invers nu aș vrea. Corpul tău. Luați-i tort. Haideți să vă spun ceva extrem de interesant. N-a fost regie, n-a fost nimic. Au venit băieții, s-au așezat la masă și erau luminile stinse. Și colegii din regie au aprins lumina. Și când a aprins, eu nu ce, unde sunteți, mă, în colțul? Bă, stai, mă, ușor, zic, aici e altceva. Dar de ce... Avem un nou match. Da, stai că mă uit, că uite, el a strâns-o mai bine un pic. Cred că de aici e mușchi, că nu-i merge cu sângele, vezi? Și să... Gata, tata. Uite, și facem și o provocare. Stai, lasă, nu acum. Aoleu, mă doare mâna. Eu zic ca să nu facem un meci de luptă de ceva. Nu. Facem deci un meci de Descandenberg. Așa. Și câștigătorul primește acest premiu. Un singur meci facem, un singur meci. Ce e acolo înăuntru? Păi și atunci de ce ne-a pus mănușile? Surpriză. Scandenberg. Hai să vedem. Cum mănușile de ce te... Hai că asta n-am vorbit-o. Hai să vedem. Da, deci trebuie să mă treacu scaunul spre tine. Trebuie să puneți coatele aici. Auzi, dar nu poți să dai de la distanță asta. Dă-l așa cu și arbitru de Scandenberg. Trebuie să vă încălzesc, pentru că poți să te accidentezi rău la astea. În colțul roșu.
Sincer, are 39 de ani, 20 de victorii la profesioniști, majoritatea prin knockout, Ion Bombardierul Pascu, în conțul albastru. Asta nu e. Foarte multă experiență. Da. Cătălin Oprișan. Da. Este, mă, tot așa, la cântar. Hai să vedem. La ce, la ce categorie suntem? Suntem la categoria Open, pentru că aveți categorii diferite de. Am înțeles. El are cam 90. 90. Eu n-am mai avut 90 dintre a 8-a. În clasa 8. 90, 60, 90. Bun. Deci la Open poate să vină să bată oricine și unul care are 90 de kilograme și cu mine cu 115. Păi chiar japonezii, pe vremuri, japonezii așa au făcut celebrul MMA-ul. Au avut foarte multe meciuri între sportivi de 60 de kilograme și 150 de kilograme. Am înțeles. Foarte mare diferență. Dar nu mai bine ne pui să ne batem cu tortul. Hai să vedem. Bun. Ce trebuie să faci? Deci nu bătaie. Scandenberg, nu, Scandenberg. Ah, la Scandenberg nu e problemă. Păi și cum facem trebuie cu asta? Trebuie să punem cotul pe masă. Așa. Așa. Și aici. Da? Deci luăm prizele aici. Să uită urât la mine, una când la mână zic... și doi la mână ușor cu tortul. Nu putem să dăm mai încolo? Așa. Facem un singur meci. Cine câștigă, câștigă premiul, da? Când iau mâna, este start. Stai un pic. Dar n-avem scorpion? Nu-i cu scorpion? N-aveți voie să ridicați cotul de pe masă, dacă cine ridică cotul pierde. Și n-aveți voie să rupeți priza, da? Ce am făcut? N-aveți voie să rupeți priza de aici. Deci n-avem voie să rupeți. Stai un pic așa, să rupă. N-aveți voie să dați drumul la priză. N-aveți voie să dați drumul la mână. Și să nu ridicați cotul de jos, da? Da, ai voie să ții mâna așa pe masă? Da, aveți voie să vă țineți de masă. Fiți gata? Ioane, stai ușor! Start! Stai, mă, nu fac, el face și dă-n mână așa, are voie? Avem premiu aici. Mai are voie să facă și așa? Concentrează-te. Hai, să mă concentrez, să nebunesc, că nu... Dacă nu pot să... Ia-l și pe al meu, dacă dar eu nu pot să-l îndoi măcar. Trage. Hai, acum cu abiții. Stai, mă, că nu pleacă plasma asta, ține bun. Da! Ia uite, bă, băiete, era doamne! Bravo. Și acum ce face? Gata, câștigător. Facem așa? Da. Ia. Câștigător, Cătălin Oprișan. Ia. Premiul. Da? Ia, eu îl desfac. Câștigător, da, 500 de euro, bă, băiete, incredibil. Bravo, să vă dea Dumnezeu sănătate. 600 de euro. Băi, stricăm emisiunea. Deci ai șansa să câștigi 1.000.000 de lei chiar acum. Îți rămân toți ție, îți promitem. De lei? Da, mă, așa un picuț, uitați-vă. De unde e asta, mă? Ia uite. E un loz. Răzuiți clasic. Pelicula de suprafață de joc. Aveți un bonus la multe... voi să rămână. Mamă, n-am mai lasă rozuri în plic de astea. Ai un mără... Am ok, uite, poți să răzuiești. Hai să scot asta. Păi, dar cine mai poate să mai scoată acum? Te ajut? Uitați-mă, mă, să nebunesc, că nu pot să scot. Nu mai poți scoată mănâncea, vede. Au, ușor să lasă cu tot cu mână, gata, să rămână multe. Da, Ianco. Ne cerem scuze un pic pentru acest moment, dar aici pe astea? Da, trebuie să răzuiești dacă... Ia să vezi cum rămâi tu la emisiune și faci emisiunea în continuare. Urmărește puțin. Trebuie să ai 3 bani din ăștia sau 2 de-astea de bani. Mamă, sunt ce mii de scuze un pic, dar e tensiunea prea mare. Un milion de lei, eu zic să o iei serios. Auzi, da, scorâcăim după că am început cu o potcoavă. Luați-o, mă, de aici că e fals. Nu prea. Nu e bună. O potcoavă și de-asta. Nu e bună. Ce ne-ai câștigat? Da? Păi unde? Tu nu vezi? O potcoavă și... până jos, cred că, ia vezi. Da, ce până jos? Ce zice la lingură? Lasă că răzuim după emisiune. Nu vrea să câștige banii de față cu noi. Un televizor color. Țara Română și mii de mulțumiri încă o dată. Altceva ce mai aveți? Atât? Păi ți-am adus de mâncare, ai făcut și palmares, ai câștigat meciul. Stai, nu închide. Voiam să te rog să te abonezi la canal și la notificări ca să ai parte de noutățile din sport cu zâmbet în continuare. Ne vedem la știri.